Da, cu grindină. Vremea s-a dovedit a fi destul de capricioasă în unele zone din țară în a doua zi de Paști. Nu au lipsit înorările și nici manifestările specifice instabilității atmosferice. Mai multe localități din județe sunt la această oră sub atenționare nowcasting. Este în vigoare o atenționare de fenomene periculoase imediate cod portocaliu emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul lunii 25 aprilie, pentru intervalul ora 14 și 55 de minute, ora 15 și 40 de minute. Furtuna de cod portocaliu a lovit mai multe localități din județul Cluj, care au și rămas fără curent electric. Mai mult, drumul național dintre Dej și Gherla a fost inundat în urma vijeliei. În județul Bistrița, Năsăud-Grindina a făcut prăpăd în mai multe localități. În municipiul Bistrița, un acoperiș a fost smuls de pe un bloc de pe strada Calea Moldovei, iar pe o altă stradă un copac a fost rupt de vântul puternic. În localitatea Căianu Mic, din cauza ploilor torențiale, un drum s-a surpat. Pe de altă parte, vă amintim că tot luni, în cea de-a doua zi de Paști, Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteo, tip cod galben, de instabilitate atmosferică temporar accentuată pentru intervalul 25 aprilie, ora 12, 25 aprilie, ora 21. De 3 minute îi dă cu gheață. Iată cât bobele de mazăre. Deja se asemenea ca un covor și pe drum. Întotdeauna și acum numai ploaie, deci după gheață vine ploaia.